Bună seara, vrăjitori și vrăjitoare, sunt Mira, sigur nu mă vedeți pentru că este foarte întuneric, vară o să încerc să aprind flash-ul, deci uitați, eu sunt în câmp unde continui ritualul pentru ceartă care l-am început astăzi, deci am lăsat să ardă lumânarea neagră, așa, acum poate vedeți mai bine, când s-a terminat lumânarea neagră am tăiat cele două jumătăți de hârtie, cu ceara neagră. Acum, ce vom face? Le vom pune într-o găleată de metal, care eu am ales-o pentru acest ritual, așa, și una peste alta cu alcool de 90 de grade și cu un chibrit îi vom da foc. Eu încerc să fac video pe cât posibil să vedeți, deci dăm drumul la alcool, nu foarte mult, căci dacă este foarte mult va fi mai greu să ardă, cu un chibrit de la distanță, pentru că este periculos, sarea va sări în sus. Din păcate este puțin vânt, dar vom reuși, imposibil să nu reușim. Lăsăm să prindă bine. Nu vrea. Aducem mai aproape. Nici asta. Vedeți? Ia să mai punem niște alcool, poate totuși. Poate totuși vom reuși. De data asta lăsăm să se aprindă mai bine chibritul, arș. Eco, a prins. Așa. Acum, în momentul în care aceste hârtii pe care este scris numele celor două persoane ard, izbucnește cearta între ei. Eu sper ca ei să fie acasă împreună în acest moment, pentru că va ieși un scandal mare, ajung chiar să se bată, se va ajunge chiar la bătaie. Eu am mai înregistrat un video de acest gen, dacă vă aduceți aminte, în trecut. Am încercat să pun în descriere acestui video linkul, dar nu se poate, nu știu din care motiv. Dar dacă vă interesează cu adevărat, îl găsiți pe canal. Cred că i-am dat numele ritual de ceartă în 2 ore. Ritual pentru ceartă în numai 2 ore. Și așteptăm să se termine. Când se va termina, când va sfârși, focul se va stinge, iar cenușa se va răci puțin, o vom lua și o vom arunca în aer. Să se ducă la ei, să iasă ceartă și să se bată, să se urască, să le stricăm weekendul, sfârșitul de săptămână. Acești oameni pentru cel puțin 5 zile vor fi certați. Sigur 5 zile nu vor avea pace, pentru că acest ritual cam așa durează, între 3 și 5 zile. Ok. Eu vă salut cu drag, sper că ați înțeles bine despre ce este vorba și ne vom vedea săptămâna viitoare.